Piața gustului la Europa FM. Bine v-am găsit din nou pe Frecvența Gustului, ultima emisiune din acest an, așa în ajun de sărbători. Mă bucur să fim din nou împreună, să fim din nou împreună în direct, pentru că în seara asta încheiem, sau mă rog, terminăm povestea porcului, o completăm, ne schimbăm rețete între noi, ne urăm de bine, astfel încât de săptămâna viitoare să fiți liniștiți și cu toată atenția concentrată pe pregătirile de Crăciun. Avem sărbători grele, dragii mei, din punct de vedere nutritiv, din punct de vedere al muncii, însă după aceea vom fi răsplătiți 10 zile de la Crăciun până la anul nou sau chiar și după anul nou, eu aș spune că până la Sfântul Ion, cel puțin la noi, la români, va fi cu mâncare bună, cu familia alături, cu prietenii în preajmă. Nu vorbim despre calorii, cure de slăbire, interdicții și alte lucruri negative, pentru că sărbătorile astea sunt făcute să ne bucurăm, iar bucuria vine și din mâncare, nu-i așa? 0372069599, numărul de telefon la care vă aștept să intrați în direct și să împărtășim împreună ce se întâmplă cu ultimele pregătiri de Crăciun. Am început săptămâna trecută povestea porcului, vreau să o continuăm și astăzi, pentru că nu-i așa, din porc avem multe de pregătit, dar vreau să o completăm cu un cozonac, cu un vin fiert, cu ce vă place vouă să puneți pe masă, cum s-au îmbogățit sărbătorile noastre de iarnă, dacă avem, iată, curcan prezent, dacă există și pește, toate obiceiurile, toate bunătățurile trebuie să le trecem în revistă astăzi. Cum vă spuneam, este ultima emisiune din acest an. Și pentru că știu că Europa FM este ascultată și peste hotare, pentru că am avut de multe ori, iată, ascultători care au intrat în direct și din alte țări, profit de ocazie să-mi salut rudele, mătușa, nepoțelul care sunt la Berlin și care, să știți, că duc dorul de țară, pentru că atunci când nu ești acasă, orice emisiunea de radio îți ține de urât acolo unde, iată, televizorul nu mai este la dispoziție. Deci, dragii mei, Europa FM să vă găsească cu bine, indiferent unde v-ați afla, atâta vreme cât sunteți români. Haideți să trecem la treabă și să o luăm din nou pe rând cu toate preparatele de Crăciun, pentru că nu-i așa, Crăciunul este sătul, spre deosebire de Paște, care este fudul, așa ziceau bunicii noștri. Așa că să punem din plin bunătățurile pe masă. 0372069599, numărul de telefon la care vă aștept în direct. Alo? 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 Bine ați venit! Să dați un pic radioul încet, să nu intrăm în microfonie. Așa. Am închis radio. Cum vă numiți, doamnă? Cornelia din Plăiești. Doamna Cornelia, dacă Cornelia din Plăiești, dacă da, nu erați pe doi, cu noi în ultima ediție, chiar ultima ediție, ca să închei, să fiu cireașa de pe tort. Așa, așa. O să încerc să fac un rezumat. Borș de curcan. Curcan de curte. Așa. Apropo de alte preparate care până acum nu le-am trecut în revistă și exact, care nu sunt din porc. Am pe cineva care crește curcani de curte. Am cumpărat doi curcani monștri. Vreau să vă spun, fiecare la 10 kg. Am făcut eu un curcan, fratele meu un curcan. Deci o să fac un borș de tacâmuri de curcan, nelipsitele sarmale. Și cred că și răcitură. Cred că și piftie puteți să faceți din curcan. Da, nu piftia, o să fac de revelion. Aha, deci nu deci aveți și de Crăciun. Am împărțit. Deci borșul, sarmalele, piftiturica la cuptor, iar de revelion o să fac piftie, salată de bœuf. Salată de bœuf, care cred că bœuful poate fi înlocuit de curcan. Da, nu o să pun cărniță, o să o fac doar din legume. Iar păi aia e alarius, nu mai e bœuf. O fritură de pește la cuptor, evident.
totul să fie slim. Deci doamna Cornele, aveți gânduri mari pentru anul viitor. Vreți să intrați cu silueta? Da, pentru că mi-am luat și concediu și o să mă duc la serviciu și după 3 ianuarie. Deci o să am timp să-mi fac mâncărică. Bunătățuri dietetice. Și absolut totul. Păi atunci nu rămâne decât... Sărbători fericite. Și noi vă urăm și toate cele bune. Și noi vă urăm numai bine și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sunteți o prietenă dragă a emisiunii. Să fiți sănătoasă și să ne auzim cu bine și la anul. Numai bine vă doresc. Deci înapoi, dragii mei, la meniul de sărbători. O să mă întorc eu la porc, pentru că vorbeam data trecută de produsele din porc și spuneam că degeaba dăm vina pe porc că e gras. Depinde de noi ce bucățică punem în farfurie sau ce bucățică băgăm la tocat. Mă uitam în multe dintre reclamele noastre la mâncăruri tradiționale românești. Mai apar imagini în care peste sarmale se pune ulei, în care eu știu, se prăjește mult. Să știți că lucrurile astea au mai evoluat și că fiecare gospodină poate să mai ușureze un pic conținutul caloric și partea de grăsime dintr-un preparat, fără să pierdem din gust. Îmi amintesc că acum mulți ani, când am ajuns în Franța pentru specialitatea aceasta de diabet și boli de nutriție, în spitalul de lângă Notre-Dame, se numește Hotel Dieu, da? Hotelul lui Dumnezeu, în acel spital obezitatea era foarte interesant tratată, era mai degrabă un fel de asistență acordată oamenilor care aveau kilograme multe în plus. Erau felicitați foarte interesant că și-au menținut greutatea de la un an la altul, pentru că aici este pericolul să ne îngrășăm și mai tare, este mult mai probabil decât să slăbim. Deci chiar îi felicitau dacă își mențineau greutatea. Și culmea, aveau cursuri de gătit. Aveau cursuri de gătit la care ei francezii vedeau în mod surprinzător în practică, cât de gustoasă este mâncarea dacă nu adaugi grăsime în exces și dacă nu adaugi câteodată grăsime din exterior. Lucrul ăsta îl realizăm abia când facem în practică mâncare și vă promit că, de exemplu, la sarmale, dacă puneți pulpa cu grăsimea ei naturală de la porc, faceți carnea tocată din pulpă de porc și nu mai adăugați grăsime din exterior, ci le fierbeți pe sarmale în apă, în zeamă de varză, un pic de sos de roșii, să știți că or să iasă gustoase chiar dacă nu au grăsime în exces. Testați și o să-mi confirmați. Alo? Alo, bună seara! Bine ați venit! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Mariana, din Petrecioaia vă sun. Așa, așa. Sunteți aproape de noi aici la București. Da, ia spuneți! E o mare plăcere să vă ascultăm în fiecare vineri după amiaza când venim spre casă. Vă mulțumesc, doamnă. Așa îmi propun să deschidem weekendul cu energie pozitivă și cu lucruri bune puse pe masă. Vă mulțumesc. Da. Și acum de sărbători, cum stați cu pregătirile? Săptămâna viitoare o să încep. Așa. Vreau să vă întreb. Vă rog. Pentru o hipotiroidiană, ce ar fi bine să mănânce ca să nu se mai îngrașe așa? Ce drăguță sunteți, n-aveți. În momentul în care vorbim de hormoni, nimic din alimentație și din stilul nostru de viață nu poate suplini lipsa hormonilor. Am mai glumit eu și v-am spus vorba asta care... Să spun așa, este o esență de înțelepciune. Hormonul bate până și neuronul, da? Deci când nu avem echilibrul hormonal în regulă, comportamentul nostru și apucăturile și poftele sunt pierdute din control. În momentul în care vorbim de probleme de hormoni, aici avem nevoie de terapie hormonală, indiferent că e vorba de tiroidă, de menopauză, de diabet sau de alte lucruri care presupun dezechilibru hormonal. Deci nu putem regla și trata lipsa de hormon tiroidien cu mâncare sau cu anumite produse alimentare. Avem nevoie de pastiluța cu hormon. Deci vă sfătuiesc să nu vă bazați pe mâncare, pentru că nu putem regla fără terapie hormonală.
Însă acum, când vorbim de metabolism lent, să știți, dragii mei, că și lucrul acesta este mai degrabă, ține de norocul fiecăruia. Metabolismul este ceva ce moștenim. Sunt persoane care au arderile intense și la care nu se văd, iată, câteva calorii în plus. Sunt alții cu metabolism lent și care se îngrașă rapid și din puțină mâncare. Din păcate, nu avem cum să modificăm metabolismul prin efort personal. E adevărat, sportul, mișcarea făcută în mod sistematic mai reglează lucrurile, mențin masa musculară, însă schimbările nu sunt spectaculoase. Apropo de hormon, să știți că au existat și prin anii 70, era la mare modă slăbitul cu ajutorul hormonilor tiroidieni. Iată, bietele femei de-a lungul timpului au făcut tot felul de experiențe și și-au pus chiar și sănătatea în pericol de dragul slăbitului. Nu avem încă o terapie eficientă pentru slăbit, însă e clar, când sunt mulți hormoni tiroidieni în circulație, aceia ard altfel caloriile și silueta noastră are de câștigat. Nu e că v-am recomandat. Înapoi la masa noastră de Crăciun, vreau, vă spuneam că ea grăsimea are 9 calorii pe gram și atunci cu cât suntem mai zgârciți cu carnea foarte bine împănată, cu uleiul, cu atât, să spunem așa, preparatul nostru final va fi mai ușor de metabolizat și nu riscăm să ne punem în pericol silueta. Deci nu puneți în exces grăsime în mâncare. Avem în perioada aceasta anului, toate produsele sunt oricum bogate în grăsime, așa că și dacă ați gătit, eu știu, să zicem, friptura de porc la cuptor și ați lăsat-o așa mai grasă, mai împănată, în momentul în care puneți bucățica de friptură în farfurie, evitați zonele care sunt albe la culoare, nu e un secret pentru nimeni, acolo este slăninuța, care înseamnă grăsime. Deci, chiar și în ultimul moment, încă mai putem să facem o economie de calorii. Și pentru că grăsimea merge bine cu alcoolul, haideți, vă propun să aducem în discuție și vinul fiert sau, eu știu, alte băuturi caracteristice pentru masa de sărbători, pentru că nu cred că mai este un secret pentru nimeni, alcoolul nu doar deschide apetitul, dar chiar ajută calorile din mâncare să se transforme, firar să fie, mai repede în grăsime de rezervă. Așa că e un lucru care ne relaxează, dar pe de altă parte ajută la îngrășat. Trebuie să lămurim și partea asta cu alcoolul, ca să nu ziceți că n-ați știut toate secretele când vine vorba de sărbători. Deci, luăm alcoolul în discuție și o să spun așa. Un gram de alcool are 7 calorii. În momentul în care îl comparăm, iată, cu proteinele și făinoasele, care au 4 calorii pe gram și zahărul tot 4 calorii, sau cu grăsimile, care au 9 calorii pe gram, vedem că alcoolul nu poate fi trecut cu vederea prea ușor, deci 7 calorii pe gram e undeva la mijloc. Deci vine cu niște calorii prin conținutul lui propriu de energie. Și apoi mai are un atribut special alcoolul. Se duce în ficat, doar ficatul poate metaboliza alcoolul și acolo, dincolo de numărul de calorii, mai produce niște modificări metabolice. Adică deschide calea sintezei de grăsimi. Din acest motiv, alcoolul este un fel de catalizator pentru procesul de îngrășare. Deci el este capabil să ia și alte calorii din alte produse alimentare pe care le consumăm împreună cu alcoolul și să le transforme în grăsime de rezervă. Deci, masa stropită din belșug cu alcool are mai multe șanse să se transforme în grăsime de rezervă, așa că lucrul ăsta trebuie să-l știți, până la urmă alegerea o faceți voi, dar țineți cont de faptul că alcoolul merge foarte bine cu mâncarea și dacă mai și mâncare grasă, atunci șansele să ne îngrășăm sunt și mai mari. Care este cea mai, să spun așa, nevinovată formă de alcool sau cea mai puțin periculoasă, răul cel mai mic? Pentru că tot vin sărbătorile și și este la modă și se potrivește bine, să știți că paharul de șampanie Prosecco. Da? Deci aici avem doar 80 de calorii pe pahar, avem bule, e plăcut și aș spune e răul cel mai mic.
Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Suntem pe Frecvența Gustului și vă așteptăm în direct la 0372069599 să schimbăm impresii, sfaturi, recomandări, rețete pentru masa de Crăciun, pentru Revelion, pentru toate sărbătorile de iarnă, pentru că astăzi, dragii mei, avem ultima ediție din acest an și vreau să lămurim toate aspectele legate de mâncare ca să ne pice bine și să începem anul cu dreptul. Vă spuneam de alcool și de paharul de prosecco, de șampanie, la fel și paharul de vin. El este considerat de către specialiști ca fiind, să spun, cantitatea corectă, 125 de mililitri. Să știți că nu este paharul plin, da? Este mai degrabă, așa să zic, o treime plin. Aia se numește doza, porția, da? Deci 125 de mililitri, un pahar de vin alb sau roșu, sau prosecco, 80 de calorii. Am scăpat ieftin. Alo? Da, și să continuăm, pentru că e important. La cealaltă extremă sunt băuturile, la cealaltă extremă din punct de vedere caloric, sunt băuturile sub formă de cocktail. Ei, aici, chiar dacă ele sunt parfumate, aromate, să știți că prețul, cantitatea de calorii se dublează. De ce? Pentru că orice cocktail presupune un sirop, presupune ceva dulce, presupune un suc de fructe și atunci el nu mai este perceput ca un alcool puternic, însă cu siguranță are la bază măcar o doză mică de alcool tare, de gin, de vodka, eu știu, de whisky, și atunci într-un cocktail, atenție mare, veți avea de două ori mai multe calorii decât într-un pahar de vin, chiar dacă noi îl considerăm parfumat, răcoritor și, să spunem, mai diluat. Deci atenție mare la numărul de cocktailuri. Iar dacă este vorba de vinul fier, să știți că aici lucrurile sunt mai interesante. Dacă nu punem zahăr mult și nu-l facem foarte dulce, vinul fier chiar poate să fie varianta dietetică a băuturilor de sărbători. De ce? Pentru că alcoolul se evaporă prin căldură, iar respectivele condimente nu vin cu calorii la pachet. Că punem scorțișoară, că punem nucșoară, că punem cuișoare, că punem tot felul de arome și mirodenii, ei bine, aici nu avem calorii și atunci vinul prin evaporarea alcoolului devine și mai dietetic, însă atenție la cantitatea de zahăr pe care o adăugăm. În unele locuri veți găsi vinul fiert neîndulcit și ți se dă un pliculeț de zahăr, în felul ăsta ți-l poți îndulci după gustul tău. Țineți cont că scorțișoara și vanilia mimează și stimulează și satisfac foarte bine gustul dulce, așa că merită să încercați mai întâi să-l beți neîndulcit și s-ar putea să vă placă și să nu mai fie nevoie de zahăr. Deci, undă verde la vinul fiert, miroase a Crăciun, miroase a iarnă, n-avem niciun fel de capcană acolo. 0372069599 este numărul de telefon la care vă aștept în direct pe Frecvența Gustului să lămurim ultimele detalii din meniul de sărbători, pentru că ne așteaptă o perioadă de două săptămâni, ca să o rotunjim așa, în care toată lumea nu are gândul decât la vacanță, la relaxare, la mâncare și punem așa o pauză în toate preocupările noastre și de sănătate și de siluetă. Este o perioadă în care simțim nevoia să fim pozitivi, fără reguli și interdicții, și să ne bucurăm de tot ce e bun în viață. Însă la capitolul alimentar, singura mea recomandare este să vă dați răgazul și să o luați ușurel, că nu se termină mâncarea într-o zi și dacă o luați ușurel, putem să mâncăm din toate. Deci puțin din toate, asta e secretul. Alo? Alo, bună seara! Bine ați venit! Mihaela, din Târgu Jiu, păi concurez cu doamna Cornelia. Așa, doamnă, cum dacă să... Dacă e pe podium, să fiu și eu măcar. Doi, trei acolo. Nu, să știți că... Doamna doctor! Vă rog! Mă bucur că am intrat în direct, doar atât vă spun. Dumnezeu să vă binecuvânteze anul 2024, să veniți către noi, nu cu sabia, cum se mai întâmplă, să nu aia,
să ne dați în continuare aceleași sfaturi bune pe care ni le-ați dat și până acum. Vă mulțumesc. Adică să nu ne faceți să ne simțim vinovați categoric. Și să ne dați sfaturile utile, cum să mai tentăm, dacă pot să zic așa, mâncând totuși, că suntem români posticioși și știți și dumneavoastră. Categoric. Nu vreau să vă rețin prea mult, vreau mai mult să vă aud pe dumneavoastră. Urările mele de bine să vină către dumneavoastră așa cu sufletul deschis cum vi le ofer și vreau să vă spun că voi face o ruladă de porc la cuptor cu murături nu cu oțet puse, cu saramură, murături asortate și o salată de vinete cu ardei copt. Păi, doamnă, nu pot decât să vă confirm. Nu pot decât să vă spun că atâta vreme cât este rulada de porc cu murături, chiar sunteți la ceva ce de-a lungul timpului s-a numit dietă proteică. De câtă vreme este doar carnea și legumele, iar dacă mai sunt și murături de ale noastre făcute în saramură, avem și probiotice în ele, am putea să o numim chiar cură de slăbire, da? Cu friptură și murături nu se îngrașă nimeni, deci dezlegare de la mine și, așa cum ați spus, îmi voi păstra aceeași atitudine, voi încuraja oamenii să privească mâncarea cu drag și cu încredere și da, să fie un pic atenți la cantitate, însă mâncarea nu o să ne fie decât prieten și aliat, așa că vă promit că și în 2024 aceleași recomandări și aceeași atitudine pozitivă o voi păstra. Să fiți sănătoase și să aveți sărbători cu bucurie. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm și la anul, aici pe Frecvența Gustului. Alo! Bună seara! Bine ați venit! Cum? Da, bună seara! Monica din ea sunt. Vă ascult de numă. Așa, ați reușit, doamna Monica, ia spuneți. Vă ascult de numă și s-a nimerit povestea porcului. Așa. Exact cu ziua de azi. Când a venit tatăl meu și mi-a adus o catilioș, că noi așa îi spunem, așa. O cutie mare de vreo 3 kg cu garniță, făcută de el, abia a terminat de a fumat. Deci îmi plouă în gură numai. Păi, când ați zis nu vedeți ce pauză am făcut și eu și dumneavoastră, ați văzut. Omule scump, deci acum am pus de o mămăligă și pus cu o mâncare de țăran să te rească Dumnezeu. Eu sunt din ea și scăsută. Făceți-ne în ciudă că aveți toată, cum să zic, tot dreptul. Brânză de burtu. Asta vreau să zic, și o bucată de brânză sărată, nu pune? Bă, Lelică, ce bună e mama mea. Da, tot respectul că sunteți avocat tu zicane și cea mai bună legume, da, porcul. Așa este, da. Pentru că porcul, săracul de el, nu cred că scapă nemâncat de nicio parte. Câtă vreme suntem români, n-o să-l cruțăm. Cred că suntem singuri care... Nu suntem singuri, da? Dar noi ne-am pierdut încrederea în el și lucrul ăsta vreau să... Cred că ne-am sclifosit un pic, da, un pic. Ni s-au urât cu binele și mă bucur că ne sunați din Iași, pentru că să știți că eu anul trecut, am început anul în Iași și am fost în Bucovina și apoi chiar de anul nou am fost la verișoarele mele din Iași, pe care iată, le salut pe această cale și să știți că n-am avut an mai bun ca anul ăsta 2023, poate din cauza faptului că l-am început în Iași, poate datorită faptului că l-am început în Iași, așa că să trăiască moldovenii, sunt mândră că sunt moldoveancă și să dea Dumnezeu și anul ăsta care vine să fie la fel de bun. Cine știe, poate încep și pe anul ăsta în Iași. Pot să mai spun un lucru? Vă rog, vă rog. Da, deci din garnița aia, așa. E antenă. Omorâți-ne! Deci, cu pâine și antenă. E antenă, deci cu o felie de pâine de aia groasă, pâine ca lumea, untura aia cu afumătură și cu ceapă tocată mărunt, frecată cu un pic de sare. Vai. Doamnă, și eu am talentul ăsta când vorbesc de mâncare să îmbolnăvesc omul la modul frumos, dar să știți că nici dumneavoastră nu sunteți departe. Ne-ați omorât, da, exact, și nici măcar nu v-ați propus să ne faceți poftă. Și mi-a mai adus și vază murată. A, bravo!
da, bravo, da, bază da, bravo. De... Stai. Deci bază murată de aia pusă fain cu steclă roșie așa și geama de bază pusă separat, e din aia sifonată care e acrită. Așa, un pic înțepătoare. Pui pe dumneavoastră păcătoasă. Într-o cupă de șampanie care are... Deci cupa este transparentă, e sticlă albă, dar piciorul e verdele la malachit. Așa, și aburindă că e rece. E contrastul ăla între roșu, rubineu și verde. Doamnă, păcatul bună, dumneavoastră bună, între ghilimele bună. Să fie că ne-ați omorât. Am încheiat spectaculos, să zic, cu intervenția dumneavoastră, gata, n-are ce să mai urmeze după asta. Suntem cu toții cuceriți, terminați, pofticioși și... Bă, dați seama că n-am mințit cu nimic. Nu categoric. Nu categoric și exact cum spuneați, nu poate fi lucru mai bun decât grăsimioarea aia de a curs din carne când a intrat în miezul de pâine și e porcul ăla gustos crescut la țară, e ceva care nu poate fi descris. Mai punem, mai păstrați un pic și pentru niște cartofi să prăjiți în untura aia, că ne-ați... Nu povestiți. Eu am 52 de ani și sunt crescut în neam. Deci... Să fiți sănătoasă, să fiți sănătoasă. Cum să faci asta? Da, nici măcar nu e un lucru complicat, dar vedeți că lucrurile astea simple le-am uitat, iar papilele noastre când își aduc aminte de gustul despre care povestesc, nu mai există acolo, nici măcar nutriționistul n-are ce căuta, da? E doar o chestiune așa, o relație intimă între noi și tradițiile românești care trebuie să rămână neschimbate, că tare bine ne-au făcut de-a lungul timpului. Vă mulțumim și să aveți sărbători cu bucurie, că nouă ne-ați făcut seara frumoasă. Mulțumim frumos! Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. 0372069599, numărul de telefon la care vă aștept în direct, dragii mei, dacă mai puteți vorbi după ce poftă ne-am făcut reciproc. E vorba despre bunătățile noastre de sărbători în ultima ediție din acest an pe frecvența gustului, ca să ne urăm așa sărbători cu bun și bine, sărbători cu liniște, dar și cu bucurie, și sărbători care să ne încânte simțurile, să ne aducă emoția aceea pozitivă pe care noi românii știm să o simțim când suntem cu masa plină și cu cei dragi alături. Mai este un pic până la Crăciun și toată lumea este întoi cu pregătirile. Trebuie să vorbim un pic și despre dulce, despre cozonac, nu de alta, dar frământatul cozonacului și mirosul acela din casă face parte tot din arsenalul greutăților de sărbătoare. Cine mai frământă cozonac în casă, felicitări, pentru că e multă muncă, însă rezultatul e pe măsură. Eu am ajuns să apreciez cozonacul care, culmea, are mai puțină umplutură și care are o cocă bună și pufoasă, pentru că, de fapt, asta trebuie să simțim într-un cozonac, aluatul acela dospit și bine crescut, de multe ori nuca pusă din belșug, dacă mai are și cacao și zahăr, face arsuri și știți voi, cei care poate suferiți ca mine de gastrită sau de tot felul de lucruri din acestea mai sensibile la nivelul stomacului, cozonacul cu nucă sau nuca mai degrabă asta face, însă dacă coca aceea este pufoasă și bine crescută, am ajuns să prefer cozonacul simplu sau cozonacul cu stafide și rahat, pentru că un aluat de cozonac bun, aș spune că nu are seamăn și câteodată îl încărcăm și îl îngreunăm prea mult, inclusiv din punct de vedere caloric, cu prea multă nucă și prea mult zahăr în umplutură. Deci nu exagerați nici măcar la capitolul umplutură în cozonac, pentru că dacă vă aduceți aminte că tot vorbeam de Moldova și de obiceiurile din bătrâni, de multe ori la bunica puneam cocă de cozonac în acele căni de tablă cu care cred că ați avut și voi de-a face când mergeți la țară, în cana aceea de tablă cu smalțul ciobit, dacă pui o bucată de cocă bine frământată, iese un cozonacel de toată frumusețea, n-are nevoie neapărat de nucă, important este să fie mirosul de coptură în casă, care cred eu că nu seamănă cu nimic. Deci e un lucru care este nevinovat, e o plăcere simplă și să știți că el, cozonacul nostru românesc,
Nu, nici măcar din punct de vedere caloric nu este atât de încărcat precum alte deserturi și prăjituri care presupun multă grăsime, mult unt, cremă de unt. Deci nu, până aș spune cozonacul poate fi încadrat la capitolul preparate de panificație, nu de cofetărie, tocmai pentru că ar trebui să fie mai dietetic. Italienii știu foarte bine, l-au făcut și mai pufos și mai umflat și se numește panetone. Să știți că varianta aceea cu stafide și iată, un pic de coajă de portocală, mi se pare extrem de plăcută, dietetică și nu știu, foarte, foarte pe gustul meu din punct de vedere al unui dulce. Și la capitolul dulce, bineînțeles, să nu uităm de tot ce înseamnă plăcinte și prăjituri din acestea mai puțin încărcate pe bază de pandișpan, pentru că pandișpanul din nou este o cocă pufoasă și n-avem cum să greșim cu o prăjitură cu pandișpan. Să vă spun un secret, eu de sărbătorile astea, chiar dacă nu este în tradiție, o să-mi fac inclusiv o prăjitură cu vișine, care înseamnă pandișpan cu vișine din congelator, vișine de la țară și care cu siguranță o să fie delicioasă, fie ea, fie o felie de cozonac cu o cafea cu lapte. Promit să îmi încep zilele din vacanța de sărbători în acest fel delicios și dietetic. Asta a fost emisiunea Frecvența Gustului. Sunt aici, cum bine știți, în fiecare vineri și în reluare duminica la prânz, ca să vă împărtășesc din tot ce înseamnă informații de nutriție, dar vă promit să fie întotdeauna în varianta pozitivă, optimistă. Și obiectivul meu, pe care, așa cum bine l-ați intuit și l-ați sesizat, o să-l păstrez și la anul, rolul meu este să împac românii cu mâncare, să ne aducem aminte de tot ce a însemnat tradiții și obiceiuri care au făcut bucătăria românească, să spun așa, au consacrat-o de-a lungul anilor și de-a lungul generațiilor. Să nu uitați că cel mai bine ne pică mâncarea care crește pe pământ unde ne-am născut, mâncarea care a fost consumată de generațiile dinaintea noastră și care ne-a dat identitatea noastră genetică. Suntem făcuți să digerăm, să metabolizăm, să avem enzime pentru produsele care cresc aici în țara noastră și decât să ne îmbogățim, eu știu, obiceiurile culinare cu tot felul de produse exotice, mai bine ne întoarcem la un fel de mâncat simplu care să presupună produse de sezon, produse locale de aici, de la noi și gătite într-un fel mai simplu, mai dietetic, mai puțin ambalat, mai puțin semi-preparat, mai puțin ultraprocesat. Haideți să nu mai găsim tot felul de soluții spectaculoase pentru să nu mai căutăm soluții și informații spectaculoase despre mâncare, ci efectiv să ne mulțumim cu puțin și bun, puțin și simplu, puțin local și de sezon. Cât despre sărbătorile acestea, dragii mei, vă doresc să fie îmbelșugate, să nu vă lipsească nimic de pe masă și nimic, nimeni din jurul mesei, să fiți împăcați, să fiți senini și optimiști și da, să vă bucurați de mâncare, pentru că ea a fost și va rămâne una din plăcerile noastre ale românilor. Sărbători cu bine vă doresc și vă aștept și anul viitor aici, pe Frecvența Gustului, în fiecare zi de vineri seară. La revedere, la mulți ani și numai bine! Frecvența Gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.